Argumente, explicații, declarații. Ale politichiei pe înțelesul tuturor. Evenimente locale și naționale dezbătute la sânge. Argumente. Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori. Așa cum bine spune și promoul pentru această emisiune, argumente de ale politichiei pe înțelesul tuturor. De ale politichiei discutate în această seară cu senatorul PDL Gheorghe Flutur, președintele Partidului Democrat Liberal Suceava. Bună seara și bine ați revenit acasă! Bună seara, bine v-am găsit și dați-mi voie înainte de a începe emisiunea să vă spun la mulți ani. Mulțumesc! Am aflat că este ziua dumneavoastră, sincer, la mulți ani și sănătate, împliniri dumneavoastră, familiei și celor dragi. Mulțumesc! Și în al doilea rând vreau să vă mulțumesc că în această zi v-ați făcut timp să facem o emisiune, ceea ce e un lucru extrem de important. Păi eu zic că e important pentru toată lumea și cum fac parte din această lume, e important și pentru mine. Și chiar vreau să mă lămuresc în multe privințe și știu că dumneavoastră sunteți generos la acest capitol. Dați răspuns la toate întrebările. Dacă aveați nelămuriri și de ziua dumneavoastră, înseamnă că avem treabă, da, și va trebui să răspund la multe întrebări. Sunt nelămuriri. Da, păi cred că am obișnuit noi cumva, sucevenii, să mai stăm periodic de vorbă, deși nu foarte des, însă am mai stat de vorbă despre problemele politice, despre ce mai face senatorul Gheorghe Flutur. Și cu drag am venit la emisiune pentru că este un mod de a sta de vorbă cu sucevenii, dincolo de faptul că mai stau de vorbă cu ei pe la audiențe, dar e drept, n-am fost de zilele Sucevei în zona, am fost destul de ocupat, însă am multe să le spun. În fiecare zi pot fi zilele Sucevei, domnul Flutur. Problemele sunt multe, cel puțin noi cei din presă ne lovim de anumite lucruri semnalate de populație. Lipsa banilor, lipsa locurilor de muncă, prețurile care cresc de la o zi la alta. Da, nu e o noutate și pentru că luni 1 iulie, într-adevăr, cred că o mare îngrijorare pentru toată lumea este că din nou vine un val de scumpiri. Chiar dacă este vara și să zicem că scumpirea gazului metan cu 8% nu se simte acum, ea se va simți destul de puternic în toamnă. Deci, practic, anul acesta am avut parte de scumpiri masive la gazul metan și la curentul electric. Și dacă acum debutăm cu această scumpire, nu cred că e nimeni fericit. E o mare îngrijorare și am stat de vorbă cu mulți oameni de aici din Suceava care foarte greu își plătesc facturile. Nu e acum o noutate să plătești sau să ai un salar sau o pensie mică. Dar oamenii s-au așteptat la mult mai mult și a trecut un an de zile de guvernare, pentru că vrând nevrând să vorbim de asta, de guvernare Ponta. Foarte multe decepții sunt. Mă uit și eu zilnic pe presa de Suceava, am văzut oficialii de aici, de la județ, că vorbesc de un bilanț al administrației locale de un an de zile și n-aș fi vrut să am dreptate la un an de zile, pot fi subiectiv. Eu cred că acum un an, la alegerile locale, nu Flutur a pierdut, eu cred că sucevenii au pierdut. Și, din păcate spun, timpul o să dovedească acest lucru. În acest an s-a dovedit în mare parte. Pentru că așteptam să se întâmple câte ceva în acest județ și nu se întâmplă aproape nimic. Aeroportul. Deci a început Iașul. Am lăsat totuși un proiect cu bani europeni. Nu amintește nimeni și n-am pretenția să-mi facă cineva statuie pentru că sunt încă în viață. Dar totuși este un proiect în care m-am implicat în mod direct de 40 de milioane de euro. Nici la ora asta nu este hotărât cine lucrează dacă se începe modernizarea pistei de la Suceava. Și se vine destul de greu cu avionul aici. Dar sunt multe lucruri care nu folosesc aeroportul. Am înțeles că sunt scoase la vânzare. Mai mult de atât. Sunt adică proiecte înghețate despre care nu se mai vorbește nimic. Ministrul Șova, înțeles că recunoaște drumul Suceava-Botoșani cel mai prost drum din țară. Dar n-am văzut să facă nimic să dea drumul la investiție. Centura, am tot țipat, am făcut interpelări, am criticat, zic, poate se urnește ceva.
foarte greu, doi muncitori și o roabă se văd în zare, așa că muncesc la șoseaua de centură. Și repet, a trecut un an de zile. Și dacă vreți, mergem în foarte multe locuri, mai ales că ce se lucrează acum sunt proiectele care eu le-am inițiat, cum este drumul de la Ilișești la Ciprian Porumbescu, drumul de la Izvoarele Sucevei, sau vreo 30 și ceva de primării care au asfaltări pe măsura 3-2-2D, alea sunt proiecte aduse de mine. Din păcate, la capitolul investiții, să spun așa, pentru județul Suceava, un an de zile a fost de pierdere și asta înseamnă foarte mult în competiția cu alte zone din România. Mă doare sufletul să văd Aradul, Clujul în continuare, Timișoara, Alba Iulia, orașe care, Brașovul, nu mai vorbesc, Sibiu, care au țâșnit, au plecat. Suceava ținea pasul oarecum în alocarea de bani pentru investiții. Dar, repet, ca să poți să ai investitori străini, să poți să ai locuri de muncă, trebuie să faci investiții în infrastructură. Și o spun fără să folosesc arma politică, trebuie să fim realiști. USL-ul și-a întors spatele către județul Suceava, cel puțin în acest an de zile, parcă a pedepsit acest județ și este penemeritat totul ce ni se întâmplă sau nu ni se întâmplă mai exact. Și de ce credeți că au făcut acest lucru? Păi, nu știu, ar trebui punctual să luăm lucrurile. În primul rând, liderii de aici cred că trebuie să se lupte mult mai mult pentru a convinge că e nevoie să terminăm șosea de centură, să modernizăm drumul pe Valea Bistriței, să facem șoseaua de centură de la Rădăuț, pentru că era aprobată șoseaua de centură la Rădăuț. Dumneavoastră știți că cei din Rădăuț sunt disperați de sutele de tiruri cu lemn care trec spre fabricile de cherestea și că nu se întrezărește nicio soluție în momentul de față. Și uitați-vă, orașul Suceava sufocat pentru că nu e șoseaua de centură finalizată. Exact. Cât au criticat ei cu despăgubirile pentru terenurile de la șoseaua de centură. Bun, sunt de un an la putere. Deci nu le-au dat ei mai mulți bani la oameni și să înceapă lucrările. Au rămas cu criticile, ne-au blocat atunci câteva luni de zile și din păcate n-au mai făcut nimic. Vedeți cum reușim noi uneori românii să fim campioni la bătut pasul pe loc. Asta este o problemă care doare. Discutam cu cei de la Gura Humorului, pentru că și acolo sunt niște lucrări, tot din vremea lui Flutur. Apă și canalizare pe fonduri europene de 25 de milioane de euro. Se lucrează în orașul ăla, proiecte din vremea mea. Dar m-au întrebat, e adevărat că nu se mai termină drumul, legătura între Sucevița și Mănăstirea Humorului? Pentru că am făcut un program european și s-a finalizat un proiect. Acolo mai sunt 7 kilometri, un drum la care conducerea Consiliului Județean trebuie să caute finanțare. Pentru a face legătura între Sucevița și Humor, pe drumul cel mai scurt. Iar oamenii se tem că nu se va mai întâmpla nimic. Am făcut asfalt până pe Rarău. Mai trebuie 8 km să coboare pe Valea Bistriței la Chiril. Tot n-am auzit nimic. Și sunt lucruri care mă obligă să întreb pe cei care sunt la putere. Ei pe mine mă criticau că tai panglici și că am făcut destul de multe lucruri în mandatul meu. Dar sigur că eu trebuie să întreb și știți, poate că lumea zice, ce tot să plânge Flutur? Nu, trebuie să știe sucevenii. Sunt două lucruri care mă dor cel mai mult. Unul, regionalizarea, unde parcă s-a pierdut această bătălie, deși eu nu vreau să cred și vreau să revin, unde Suceava ar trebui să fie luată în calcul, nimeni nu vrea să ne bage în seamă, regionalizarea. După alegerile de anul trecut, e clar că am pierdut această posibilitate de a convinge că Suceava trebuie să fie una din regiuni. Și a doua este autostrada Suceava-București, Siret Suceava-București. Un proiect pentru care trebuia dați bani măcar pentru studiu de fezabilitate, ca din 2014 să avem bani europeni să finanțăm. Nu se poate să nu se mai vorbească nimic de asta. Suceava dusă la Iași ca și capitală de regiune și autostrada Suceava-București, sănătate bună. Sunt două lucruri mari care ne-am pierdut, părerea mea, în acest an de zile, despre care nu se mai vorbește nimic. Și multe altele. Credeți că varianta cu capitala de regiune la Iași a determinat pe politicienii sau administratorii județului să renunțe la bătălie și
Să nu se mai agite. Eu nu i-am văzut absolut deloc bătându-se. Ba, am văzut că mă criticau că nu vin la dezbateri. Ce dezbateri cu mutări implic? Am fost la dezbateri și la universitate, am fost și la Rădăuți și la Câmpul Lung, am avut declarații politice în Parlament. O să mă duc de câte ori e nevoie, dar Liviu Dragnea a venit cu mutarea în plic la Iași. I-a chemat, i-a încolonat pe primari să meargă la Iași. Astăzi am avut o întâlnire cu primarii PDL. Știți ce mi-au spus unii dintre ei? Domnul Flutur, nici nu se știa, nu se vorbea de Suceava. Pe la jumătatea ședinței de la Iași cu Liviu Dragnea, a spus cineva de la Consiliul Județean, vedeți Suceava că suntem și noi pe aici, veniți. Aici trebuie forța argumentelor să primeze, să vedem de ce Moldova este prea mare să fie o singură regiune și ar trebui împărțită în două. Și liderii politici, și le-am făcut scrisori, amintiți-vă că le-am trimis să semneze un pact în care să mergem împreună să luptăm și va trebui să continuăm, să-i convingem că noi avem dreptate. Părerea mea este că s-a lăsat Batista pe țambal pentru că a venit mutarea în plic de la Victor Ponta și Crin Antonescu. 8 regiuni. Sigur, când a țipat Constanța, a zis, bine, nouă, vă facem și la Constanța lui Mazăre și Nicușor Constantinescu, nu mă taceți din gură. Deci aici, în primul rând, liderii PSD-PNL trebuie să țipe, să mergi până acolo încât să-ți dai demisia din Parlament sau din funcție dacă proiectul, dacă îți mută în mandatul tău capitala de regiune. Nu se poate așa ceva. Aici va trebui să revenim peste vară. Eu mă rog la Dumnezeu să nu treacă această Constituție, pentru că am văzut deja că au probleme cu Curtea Constituțională și poate între timp câștigăm și noi o perioadă de respiro, să-i convingem că soluția cu 8 regiuni nu e cea mai bună. Respect Iașul ca o regiune istorică, dar și Suceava cu Botoșaniu trebuie să devină o regiune. Am văzut acum că primarul Lungu discută despre acest binom, polul Suceava-Botoșani. De câte ori n-am vorbit în emisiunea asta că așa trebuie să lucrăm. Exact. Argumentul de parteneriat. Botoșani, vino alături de Suceava și facem o regiune, că dacă o să mergeți toți într-o singură regiune la Iași, o să luați firimiturile de la masa bogaților. Atât. Despre asta este vorba. Și Liviu Dragnea, ați pomenit de el, spunea că nu va renunța la acest proiect de regionalizare cu 8 regiuni. Cum domnul Ponta, am înțeles că a declarat astăzi că revizuirea Constituției seamănă. Bun. Vorbeam așa despre problemele mari care se întâmplă în această perioadă, dincolo de aceste scumpiri care au năsprit viața românilor destul de dur. Și repet, eu mă gândesc la sucevenii din oraș, de aici, de la etajul 4 de la bloc. Așteptau de la Victor Ponta și de la USL, pe care l-au votat anul trecut, majorarea punctului de pensie, că au promis. N-au făcut nimic. Reducerea TVA-ului la alimente la 9%, n-au făcut nimic. Reducerea CASE-ului, n-au făcut nimic. Locuri de muncă pentru tineri, vă întreb eu, n-au făcut absolut nimic. Pentru asta i-au votat pe cei din PSD și PNL. Ne-au criticat pe noi și aveau spume la gură când era vorba de coplata, taxa de la spital, au introdus-o ei acum. Timbru de mediu, acea taxă de primă în matriculare, cât ne-au criticat și ce timbru de mediu plătesc românii acum, mai ales cei 1,5 milioane de români care au mașini cu Euro 3, Euro 4. E cât mașina aproape, taxa. Și au criticat în vremea noastră. Impozitele pe agricultură, 21,5%. Cât ne-au criticat, noi nici n-am introdus, ei au introdus taxele aceste impozite. Și impozitele locale. 16% impozitele locale. Forfetara, amintiți-vă, la cei cu cifra de afaceri sub 65.000 de euro anual, 3% din cifră. Cât ne-au criticat pe noi, pe Pogea și cât scandal a fost. Au introdus taxa și uitați-vă cei din turism cât de greu o duc din cauza acestui impozit forfetar. Cu toate acestea, au beneficiat de clemență din partea populației, au 70%. Dar procentele astea, cum au venit, așa pleacă. Dacă nu se țin de cuvânt, și nu se țin, au un an de zile și nu s-au ținut de cuvânt, să dea oamenilor ce au promis, vor avea o problemă uriașă. Am avut noi probleme, că am fost nevoiți să luăm niște măsuri dure. Și eu sunt conștient că și eu am plătit în alegerile de anul trecut politic. Pentru că partidul meu a luat niște măsuri nepopulare, necesare unele dintre ele la un moment dat, dar am plătit politic. Și ei vor plăti, numai că alegerile nu sunt acum. Și întorcându-mă la ce spunea Victor Ponta cu Constituția și cu regionalizarea, vedeți dumneavoastră,
Ce au vrut ei? O Constituție care anul trecut i-a deranjat când au vrut să-l suspende pe Traian Băsescu. I-au deranjat și Constituția și atribuțiunile Curții Constituționale. Au zis, noi nimic, avem 70%, modificăm Constituția, facem noi ce trebuie. Numai că decizia Curții Constituționale spune așa, nu poți cu un an înainte de alegeri să modifici articole referitoare la referendum, cum ar veni. Ce au vrut ei? Suspendarea președintelui, dar și alte tipuri de referendumuri, să se facă cu o prezență la vot de 30%. Adică, dintr-o comună, dacă 300 de oameni dintr-o 1000 participă la vot și 250 votează, se poate lua o decizie, dar, repet, dintr-o comună de 1000 de alegători. Ia închipuiți-vă dumneavoastră că niște cetățeni din Vadul Moldovei, să zic, se supără pe primar și un sfert dintre ei votează suspendarea primarului la referendum și, atenție, dintr-un sfert, doar jumătate plus unul trebuie să fie împotriva primarului. Adică, să dau exemplu, mie asta de oameni. Dacă 250 au venit la vot și 126 au votat pentru suspendarea primarului, primarul pleacă acasă. Atenție! Am dat un exemplu ipotetic, ca să nu se supere nimeni. Deci, ce a vrut să facă USL-ul? Unde mai e acea majoritate, care 50 plus 1, care să hotărască? Au văzut că nu le iese, au redus pragul la 30%. În general, fostele țări socialiste, de frica monopolului de putere și a dictaturii, n-au coborât pragul sub 50%. Sunt unele țări care au prag sub 50%. Dar, în general, țările din blocul de est n-au coborât acest prag. Ei, cei din USL vor să-l coboare, să le iasă Constituția, înțelegeți? Și probabil că nu numai asta. Numai că nu totdeauna colacul e pentru cine crezi tu că e menit. Au mai făcut o Constituție pentru Adrian Năstase în 2003 și n-a ieșit președinte. Așa și acum. Vor să facă o Constituție în care Parlamentul devine forul suprem. Nu doar legislativ, ci și decizional. Nu știu dacă știți că în forma actuală propusă de echipa lui Antonescu, dacă populația vrea referendum, deci să strâng 250.000 de semnături și populația vrea într-un județ un referendum pentru ceva. Parlamentul până la final spune da, facem sau nu referendum. Adică nu voința populară a celor 250.000, ci Parlamentul. Deci riscăm să ajungem la o dictatură a majorității parlamentare. Și atenție, cine vrea să modifice așa Constituția? O majoritate de 70%. Gândiți-vă că am avut un referendum când lumea a zis 300 de parlamentari și o singură cameră. N-a băgat nimeni în seamă, nici nu vor să audă ăștia de așa ceva. Acum ne cere celor 600 de parlamentari să vorbim de Constituție. Păi o să creadă cineva că cei 600 vor să reducă numărul la 300? Niciodată. De-aia noi suntem supărați și acum am lansat acea coaliție pentru apărarea Constituției cetățenilor României și nu Constituția USL-ului care vor să și-o facă. Și noi vom cere boicotarea acestui referendum a Constituției, pentru că asta nu este o Constituție pentru întreaga România, este o Constituție doar pentru USL. Ori Constituția o faci pe 50-100 de ani să fie trainică. Avem o problemă uriașă. Au micșorat atribuțiunile președintelui, pornind de la URA la Traian Băsescu. Traian Băsescu la anul nu mai candidează. Dar nu poți să-l votezi uninominal pe președintele țării, dar să nu-i dai atribuțiuni decât decorative. Adică tu numești ca un notar, numești primul ministru, dar numești ce-ți spune partidul care are cel mai mare număr de voturi. Tu n-ai niciun fel de drept să spui ăsta nu este bun, dă-mi altul. Nu e în regulă așa ceva. Adică o marionetă. O marionetă. Și sunt multe lucruri în nou proiect legate de atribuțiunile președintelor. L-au făcut tot mai slab pe președinte. Tot mai slab. Și repet, forța principală să fie Parlamentul. Eu nu spun că în democrație nu trebuie să fie, dar puterile trebuie să controleze între ele. Puterea legislativă, cea executivă și cea judecătorească trebuie să interfereze și
Curtea Constituțională era arbitru, președintele României, și știți foarte bine, avea și el anumite atribuțiuni. Acum, încă o dată, ce vor ăștia să facă? Să trimită unul să se odihnească, să, eu știu, să odihnească de amiaz, nu înțeleg ce vor să facă, dar nu este bine pentru viața democratică a românilor și noi nu putem fi de acord. O să vreau în seara asta să mai vorbesc despre Constituție, pentru că, de exemplu, noi am cerut articol expre despre subsidiaritate, adică descentralizare. Ce autonomie are o primărie până la urmă? Și când vorbim de asta, trebuie să-i dăm și resurse. Degeaba îi dai primăriei Suceava spitalul în subordine, dacă nu îi dai și resurse. Dumneavoastră observați că majoritatea impozitelor se colectează la bugetul național și se dă cu țârâita în teritoriu. Astăzi primarii de la țară mi s-au plâns, m-am întâlnit cu primarii și apropo să vă spun și noutăți de la PDL, primarii de la țară spuneau așa: domnul președinte, țăranii plătesc impozitele astea noi 16% la centru, la București. Pe noi, prin legea insolvenței, ne bagă în faliment și dacă în 120 de zile nu achităm datoriile pentru diverse lucruri, vine cineva, ne blochează conturile și primarul nu mai poate să gestioneze bugetul primăriei, ci o să vină un judecător sindic sau cineva. Dar de ce îmi ia mie impozitele agricole la București? Deci sursa mea de venit la primărie mi-o e la București, dai legea insolvenței dacă am datorii și atunci ce descentralizare, ce autonomie financiară am făcut? De ce fug primarii după putere, după pixul lui Mischie, să spun așa, ca să se împartă bani? Pentru că nu le-am dat autonomie. Vrem să prindem în Constituție. Vrem să prindem și n-au fost de acord. În Constituție un articol despre cine hotărăște oportunitatea unei lucrări. De exemplu, un pod la Dărmănești. Consiliul local este cel care hotărăște, domnule, facem această investiție. Votăm și hotărăște deliberativul local. Din păcate, nu se înțelege așa. Vine unele organe de control și spun: nu trebuia să faci această investiție. Nu, domnule organ de control, dumneata verifici dacă am cheltuit corect banii. Dar oportunitatea o hotărăște doar parlamentul ăsta local, care răspunde în fața cetățenilor odată la 4 ani dacă alocarea resursei în direcția aia a fost corectă sau n-a fost corectă. Aici vrem să prindem în Constituție. Votul prin corespondență. Vrem. Sunt 3 milioane de români afară. Nu pot să voteze. Să le dăm posibilitate prin corespondență. Sunt mijloace moderne acum. Apeși pe un buton și poți să votezi. De ce să nu îi lăsăm să gândească și ei? Pentru că ei n-au plecat de Buieci din România să lucreze în altă parte. Au plecat pentru că aici s-au închis fabrici în 23 de ani. Și la fel de bine trimit bani în țară. Exact. Dar vedeți despre Constituție că a venit vorba. Aici sunt o serie de lucruri care trebuie discutate. Și vara aceasta vom vrea să avem dezbateri publice, dezbateri cu populația legat de legea fundamentală a statului. Și nu e lucru de glumă. Trebuie să fim extrem de atenți ce votăm. Noi mai vedem ceva care nu este în regulă. De exemplu, 600 de parlamentari, e aproape 580, e parlamentul actual. Pe procente s-a făcut o comisie de modificare a Constituției. Cei mai mulți sunt de la USL. Ce cerem noi acestei echipe? Noi, sau ce așteaptă românii? Așteaptă modificarea Constituției după voința lor. Care a fost ultima manifestare a voinței? 300 de parlamentari. Ce credeți că o să fie de acord cu așa ceva? Niciodată nu o să fie de acord. Ați văzut că au și respins categoric acest lucru. În primul rând, mi se pare un conflict de interese, cel puțin moral, ca actualul parlament să vorbească despre modificarea Constituției în felul ăsta. Ar trebui o adunare constituantă care, după ce își termină acest rol, să dizolvă. 2. Crin Antonescu e președintele Comisiei, de el candidează la președinția României. Cel puțin moral nu este într-un conflict de interese? Îți face o Constituție care să-ți convină ție, da? Corect. Despre aceste lucruri cred că trebuie să discutăm și despre multe altele, pentru că, până la urmă, ne privește pe fiecare dintre noi. Și trebuie să ne gândim ce trebuie să facem cu țara asta ca să populația să o ducă mai bine în perioada următoare.
PDL, am înțeles că a inițiat Coaliția pentru Constituția Cetățenilor. Da, așa este. Sunt 9 colegi de-ai noștri conduși de profesorul în drept constituțional Radu Carp, care se ocupă de a pregăti un calendar de dezbateri în teritoriu cu societatea civilă, cu partidele care nu susțin actuala formă modificată de USL. Vom avea fel de fel de manifestări și încercăm să convingem actuala putere că este foarte mare pericolul să neglijezi atitudinea opoziției. Nu poți să faci, repet, o Constituție doar după bunul plac al USL-ului. Pe de altă parte, și ei între ei au probleme. Dumneavoastră, v-ați putut gândi vreodată că Parlamentul, în viziunea lor, trebuie să cheme procurori, să cheme ani, să cheme la anchetă în comisiile parlamentare? Păi atunci, unde este independența puterii judecătorești sau acestor instituții care sunt făcute ca să verifice chiar și pe noi să ne verifice, ceea ce este corect. Revenim pe acest subiect imediat după știrile Bucovina TV. E greu să scape lumea de griji. Păi, cred că trebuie să încep să vă răspund la întrebarea care o puneați televiziunea legată de activitatea parlamentară. Sincer, pentru că sunt un om cu oarece experiență parlamentară, nu mă declar nici eu foarte mulțumit. Sigur, noi suntem în opoziție, avem ceva inițiative legislative, nu prea ți le bag în seamă de la ce am încercat pentru buget și aduc aminte aici că am fost cel care m-a luptat pentru bani șoseaua de centură, studiu de fezabilitate autostrada Suceava-București, n-a trecut nimic. Modernizarea drumului care leagă Iacobenii de Pasul Prislop, acolo o lucrare care a fost abandonată și mai multe lucruri, mai multe amendamente pe care le-am făcut. Am avut ceva luări de cuvânt în Parlament, mai ales, să zicem așa, pe probleme mari, pe probleme legate de impozite și taxe, pe probleme legate de agricultură. Dar activitatea parlamentară a scăzut față de legislaturile celelalte. Și că suntem prea mulți, și că legiferează foarte mult guvernul, și că sunt două camere care fac același lucru. Eu încă o dată o spun, particip la ședințele Biroului Permanent al Senatului pentru că sunt președintele Comisiei de Luptă împotriva Corupției și Cercetarea Abuzurilor. Și văd că sunt momente când n-au ce pune pe ordinea de zi. Asta ce înseamnă? Că nu se justifică numărul atât de mare de parlamentari și forma actuală. Din punctul meu de vedere, trebuie să revizuim toate aceste lucruri. Și în al doilea rând, calitatea actului. Faci legi doar nu de dragul de a se chema că ai mai făcut o lege cu, știu eu, apicultura și trântorii sau cu teiul pentru apicultură. Nu! Va trebui să fim și eficienți cu această legislație. În general, când ești la putere, guvernul vine cu legi, mai susțin și grupurile parlamentare. Noi, cei din opoziție, de exemplu, zilele trecute am depus inițiativa legislativă de reducere a cotei unice de la 16% la 12%, reducerea CAS-ului, majorarea salariului minim de la 800 la 1000 de roni și scutirea de impozit pe profitul reinvestit în tehnologie. Pentru că vrem să ajutăm mediul de afaceri puțin. Nu știm dacă cei din USL vor vota, probabil nu. Dar este foarte important acest lucru. Am votat o inițiativă a USL-ului, eu și grupul meu PDL, pe cadastru. O inițiativă pe care o pregătim într-o formă îmbunătățită noi. Celebra discuția lui Sorin Roșca Stănescu, senator PNL, care n-a fost susținut de PSD, dar noi am votat cu întabularea în cartea funciară. Și atunci ei cereau bani de la guvern și noi am zis, dați ceva bani pentru prima întabulare. Și restul să încercăm să aducem bani europeni, pentru că sunt cheltuieli mari cu întabularea, dar trebuie făcută. Sigur că sunt multe lucruri de discutat despre activitatea parlamentară. Eu mai am un sentiment aici. De unde vine cuvântul parlamentar?
de la parlamenta, a vorbi, parlare, nu? Adică, ce avem azi? Avem în Parlament, avem niște comisii de specialitate, unde întâi trec legile, ies cu aviz și merg în plen. Și plenul devine o simplă formalitate, în două minute, trei, să votează. Ar trebui să fie mult mai multe dezbateri în plen, cu argumente, nu? Corect. Când vine acum legea privind despăgubirile proprietăților, amânarea în 2016, ce vrea Victor Ponta. Noi, cei din opoziție, o să spunem de ce amânați despăgubirile pentru cei care au bani de primit pe terenuri sau pe case din Bucovina de Nord, din Basarabia sau chiar de aici din țară. Pentru că sunt unii care au 90 ceva de ani și săracii să tem că nu mai prind. Ia vină cu argumente. Și Victor Ponta o să spună, n-am bani. Bine, dar pentru alte lucruri care nu sunt utile ai bani. Și aici este locul, acolo trebuie să fie în Parlament, de discuții. Opoziția critică cu argumente, vine cu soluții alternative și puterea trebuie să vină să dea explicații. Îmi aduc aminte că am fost poate cel mai emoționat ministru al agriculturii, foarte multe emoțiuni. Dacă nu ploua, era vinovat ministru. Dacă ploua prea mult, era vinovat ministru. Și tot îmi puneau moțiuni. Și trebuia să vin să dau explicații. Dar ăsta este rolul executivului, să dai explicații în fața Parlamentului. N-am văzut acest lucru în momentul de față și unde-i pericolul? Pentru că ei se acoperă de acest 70%. Dar am văzut tema emisiunii dumneavoastră legată de activitatea parlamentară. Personal eu nu sunt mulțumit nici de a mea activitate în această perioadă. E drept că am avut foarte multă activitate politică la partid, dezbateri pe televiziuni pe care le-ați văzut și dumneavoastră, dar aș fi vrut să fiu mai eficient pentru județul Suceava. Să pot să contribui cu amendamente să vină mai mulți bani. Dacă ceva mi-am dorit, mi-am făcut o fixație aproape și în mandatul trecut, în primul rând, a fost orice să trimitem bani spre județul ăsta, pentru că prea a fost vitregit mulți ani de zile. Și până la urmă ne-a reușit. Acum mă uit cu durere în suflet că nu se întâmplă aproape nimic în județul meu, în ceea ce primește venirea banilor. Am văzut că se mai laudă unii și alții, dar se laudă degeaba, pentru că nu se văd efectele. Corect. Vreau să vă întreb altceva. Colegii dumneavoastră parlamentari, chiar dacă sunt din alte partide, nu-și doresc la fel de mult ca dumneavoastră să aducă investiții pentru acest județ, să creeze locuri de muncă, de altfel, cum au și promis în campania declarativ, electorală? Dacă îi întrebați, declarativ da. Numai că trebuie să depășim pragul acesta de demagogie, că toți vrem bunăstarea României, mai binele aproapelui și așa mai departe. Dar de la vorbe la fapte-i mult. Și hai să ne dezbrăcăm de haina asta politică și să vedem, când vorbești de bani, trebuie să-i aduci cu cap pentru Suceava. Pentru că, până la urmă, locurile de muncă de care vorbiți, ele nu vin trimise în plic. Normal. Locurile de muncă înseamnă așa. Aeroport la Suceava. Spre Timișoara sunt 4 avioane pe zi. Spre Iași 3. Mă doare sufletul. Pline, bucșite, curse mari. Spre Suceava vine odată pe zi jumătate de avion de oameni. Și nici ea nu-i prea vezi cu diplomatul ca să fie oameni de afaceri, mulți suntem noi parlamentari. Și asta ce înseamnă? Că în zonă oamenii de afaceri nu vin că nici n-au cu ce ajunge. Faci 5-6 ore de la București cu o mașină, cu aeroportul n-ai curse foarte multe, deci una dintre priorități este aeroportul și m-am luptat pentru asta. Alta este cea legată de drumuri. Sigur că am deschis către Ardeal drumul național 17 în mandatul nostru. Dar nu e suficient. Trebuie mai mult. De ce Aradul, Timișoara, Clujul sunt departe? Sunt aproape de Viena. Au avut și noroc din punctul ăsta de vedere. Au căi de comunicații mai bune și atunci investitorii au venit mai repede acolo. La noi trebuie să acoperim acest dezavantaj cu altceva. De aceea există în regionalizare un principiu, dar care e făcut de Uniunea Europeană. Zonele sărace urmează să primească mai mult decât zonele bogate cu PIB-ul mai mare pe cap de locuitor. Numai că nenorocirea este că dacă zona săracă se grupează toată pe Moldova la un loc, totul pleacă la Iași. Și când vrei și tu ceva să obții pe la Suceava, pe la Botoșani, va trebui întâi Iașul să-și ia partea lui. Asta e problema de fond până la urmă
Asta e problema pe fond pentru care va trebui să ne batem. Nu că vrea fluturi procente să-l iubească sucevenii că să luptă pentru capitală de regiune. Nu! Pentru locuri de muncă de care ne întreabă oamenii pe stradă, cum le vom putea rezolva? Liniștea pensionarilor care nu trebuie să își mai întrețină nepoții dacă au un loc de muncă. Cum o rezolvăm? Prin locuri de muncă. Asta am încercat să facem când am băgat niște bani în județul ăsta pe infrastructură. Și aș vrea acest lucru să se continue ca treptat să ajungem din urmă și celelalte zone. Știți ce îmi spunea la un moment dat o bătrânică din zona Calafindești? Doamnă, eu am votat. Au ajuns acolo, la București, la capitală. N-au făcut nimic din ce mi-au promis mie, personal, că vor face. Vor avea curajul sau nerușinarea să vină să mai dea ochii cu mine? Bănuiesc că bătrânica de care vorbiți dumneavoastră i-a votat pe cei care sunt astăzi la putere. Pentru că, să zicem, că ar trebui să mă duc la Calafindești să stau cu ea de vorbă. În primul rând, am să-i aduc aminte că i-am modernizat drumul care leagă Suceava-Dărmănești-Calafindești-Negostâna-Siret, eu, pe banii europeni, eu și echipa mea, în mandatul meu. În al doilea rând, cu primarul de acolo, primar PSD, nu e de la noi, da, domnul Saviuc, am făcut multe investiții pe banii europeni, apă, canalizare, drumuri, și recunoștea și primarul și sătenii că s-au întâmplat niște lucruri bune în mandatul meu. Asta va trebui să-i explic. Pe de altă parte, tare mă tem că unii politicieni care s-au dus și au stat de vorbă cu bătrâna au promis că va curge lapte și mere, că îi va mări pensia, că va fi mai ușor de trăit, curentul electric nu se va scumpi, că noi am fost niște răi și știu eu mai cum și vor veni niște îngerași la putere. S-a uitat bătrâna la televizor, s-a uitat în cutia de poștă, s-a uitat pe cuponul de pensie și vede că roșiile s-au scumpit, vede că uleiul este mai scump și că nu i-a crescut pensia să-i acopere aceste cheltuieli. De aceea trebuie să fii foarte atent că vine nota de plată ca politician dacă promiți și nu te ții de cuvânt. Mai degrabă, mai puțin. Eu mi-aduc aminte cât am fost președinte la Suceava, n-am promis nici jumătate din cât am făcut. Eu nu m-am așteptat să fac atât de multe lucruri în mandatul meu și ați vorbit de Calafindești. Dacă vreți, orice localitate din județul ăsta, îmi aduc aminte cu drag că pot pune degetul că am făcut ceva în fiecare din aceste localități. În unele mai mult, în altele mai puțin. Mă doare sufletul pe programul ăsta de modernizare a drumurilor, că am văzut cineva de la Udești, nu, care vrea să vorbească cu noi. No. Drumul care modernizează legătura Suceava spre Dolhasca-Liteni, prin Udești. Deci eu n-am vrut să o fac, sau vă amintiți ce luptă am avut cu consilierii PSD atunci în Consiliu? Nu au fost de acord să dăm drumul la acest program de modernizare. Era făcut și drumul ăla, era drumul de la Bilbor, la care mai sunt vreo 8 km ca să ieșim în Ardeal de la Dorna. Am făcut drumul de la Panaș, ne-au blocat. Unii de la Dorna m-au criticat că n-am trecut Mestecănișul. Ba, l-am trecut și le-am făcut și drumul care îi leagă cu Ardealul. Le-am făcut și drumul spre Bilbor. Le-am urcat și gazul metan până aproape de Mestecăniș, dar am văzut că nu mai fac nimic. Stă o centrală la Dorna pe banii dornenilor pe care plătesc acum rate la bancă. Stă și ruginește că nu se întâmplă nimic cu gazul metan. La Câmpul Lung l-am dus eu și am urcat Mestecănișul, urma cei care au câștigat alegerile să coboare gazul metan la Vatra Dornei. Nu s-a mai întâmplat nimic. Sunt lucruri care se întâmplă sau nu se întâmplă azi în județul Suceava. Nemulțumirile curg mai din toate direcțiile. Haideți să vă mai spun ceva. Transportatorii sunt nemulțumiți de situația drumurilor și nu înțeleg de ce plătesc atâtea taxe pentru drumuri și își nenorocesc în continuare mașinile. Sindicatele, Sindicatul Învățământului, li se taie din sporuri. Sindicatul din Sănătate, au nemulțumirile lor, pleacă specialiștii pregătiți în România dincolo. Aici nu sunt salarii. Și lista ar putea continua. Eu, ca să nu mă dau cu ulei pe față, să mă fac că uit că n-am avut și noi greșeli în guvernarea noastră. Am avut. Și în perioada noastră au plecat medicii.
Dar e vorba de problema prezent. Este alta însă. USL, ai criticat la adresa guvernării noastre 24 de ore din 24. Exact ce spuneți, toate lucrurile astea. Pe sănătate, sindicatele supărate pe noi au ieșit în stradă. Sigur că sunt lucruri care aproape că nu se pot rezolva, dar trebuie să ții un echilibru. Dar au promis ceva acestor sindicate. Au promis în sănătate medicilor. Și n-au făcut nimic. Uitați-vă, vă dau un exemplu la Suceava, la Spitalul Județean, care a fost pentru mine prioritate zero. Computerul tomograf. Țineți minte cât ne-am certat noi aici, că era ultimul ministru al sănătății ungur care venise la Suceava și prinsese în listă computer tomograf modern, de capacitate mare. A venit, a picat guvernarea noastră, a venit USL-ul, nici în ziua de azi n-am mai auzit să avem un computer modern la Suceava. L-am întrebat pe domnul Ponta când era în campanie, de ce ne-ai tăiat, domnule, tomograful de la Spitalul Județean? Dar v-ați dus să vă pozați inaugurând lucrările făcute de fluturi și de pedele. Vă amintiți, dumneavoastră, ce înghesuială era prin parcările subterane din centrul Sucevei? Sau șapte într-un lift la Humor făcut tot de bani aduși de fluturi și de Irimia? Există un Dumnezeu la toate astea și sunt oameni care se uită acum la noi. Ce, oamenii ăștia nu știu? Unde este finalizarea pârtiei deschide la Câmpul Lung Moldovenesc pe care noi am finanțat-o? Au tăiat-o. Că asfaltează în Câmpul Lung, asfaltează încă pe banii aduși de mine. Asfaltează în gura Humorului de 2 milioane și ceva de euro primarul Ursaciuc pe proiectele din mandatul meu. Groapa de gunoi de la Moara Pojorâta. De la Moara Pojorâta sunt proiecte aprobate toate în perioada mandatului meu. La un moment dat s-au scăpat și au recunoscut că au găsit miliardul de euro adus de fluturi, știți? Nu știu, da. Era o monitorizare făcută de domnul prefect pe proiectele care se derulau anul trecut și presa a sesizat imediat. Uite că au găsit. Pentru că într-o dezbatere politică ei niciodată n-au vrut să recunoască, nici n-aștept acest lucru, că Suceava a fost invidiată de multe județe din România, că în acea perioadă a primit mulți bani. Chiar dacă n-au recunoscut-o cei de aici, au spus-o cei de dincolo de hotarele acestui județ. Haideți că avem câteva mesaje de la telespectatori și să nu-i lăsăm să aștepte. O telespectatoare care regretă că nu l-a votat pe domnul Flutur. Felicitări pentru realizări și seriozitate. Mulțumesc, Mâinile. Domnul Costic, domnule președinte, cine urmărește demolarea combinatului Ambro? Unde merg banii încasați de pe fier vechi? N-am de unde să știu. Știu că este o firmă privată care astăzi este la Ambro și nu cunosc mai multe amănunte. Din păcate știu că au avut niște necazuri în ultima perioadă, destul de mari, incendii sau așa ceva. Da, și mai are o întrebare domnul Costic. Uleiul oferit pentru persoanele defavorizate a fost vândut la primăria din Salcea. Unde sunt acești bani? Nu cunosc. Când eram președinte la Consiliul Județean, în fiecare an, în jur de 100.000 de suceveni primeau ajutoare de la Uniunea Europeană, ajutoare pe care la început le-am negociat când eram ministru și venea făină, ulei și acum înțeleg că a venit, dar nu cunosc amănunte și nu vreau să comentez acest lucru. Nu, oricum uleiul n-a sosit în multe județe din țară, a fost o problemă. Da, înțeleg ceva, Bulgaria... o firmă care a câștigat licitația exact. Și care n-a avut de unde să furnizeze acest ulei. O să revenim cu restul mesajelor după publicitate. Da, am rămas la mesaje. Domnul Viorel din Udești zice așa: domnul Nechifor a promis că în momentul când va ajunge la putere vor fi mai multe locuri de muncă, mai multe investiții. Cât ne mai mint cei din USL? Acum sunt aproximativ 4.000 de șomeri. La mulți ani și multă sănătate doamnei Dana și de asemenea întregii echipe Bucovina TV și domnului Flutur mult noroc. La mulți ani și pentru maestrul George Sârbu. Mulțumim! La mulți ani pentru maestru Sârbu. Un om minunat. Un om deosebit. Într-adevăr. Domnul Gavril, să nu se mai plângă atât de mult domnul Flutur. Domnul Flutur? Da, am înțeles. Dacă asta s-a văzut din... Eu am spus niște adevăruri. Nici de cum nu mă plâng. Eu vin cu soluții. Domnul Flutur, niciodată nu-i putem mulțumi pe toți. Da, am înțeles.
Domnul Ioan, suntem un grup de susținători ai proiectelor domnului Flutur. Am dorit să ne promită domnul Flutur că va candida în viitor pentru Consiliul Județean, pentru că ceea ce a realizat dumnealui nu credem că va mai putea face nimeni altcineva. E vorba de angajamente în direct aici. Cine? Cine semnează? Domnul Ioan. Lungu? Am nu întrebat. Și-a divulgat da. Numele în întregime. Da. O să vedem despre ce este vorba. Niciodată n-am de gând să plec, să mă dezlipesc de Suceava. N-are rost acum să discutăm ce vom face în perioada următoare. Mă doare sufletul când lucrurile nu merg, mă bucur când merg. Am rămas și rămân alături de Bucovina până la capăt și o să aleg ceea ce este mai bine pentru oamenii acestei zone la momentul potrivit. Acum cred că trebuie să ne concentrăm să găsim soluții, chiar și din opoziție. Eu sunt de acord că trebuie să colaborăm cu puterea. Colaborare înseamnă să-l și tragi de mânecă atunci când greșește sau când doarme de amiază și nu trebuie să o facă. Așa cum fac părinții cu copiii lor. Și din punctul ăsta de vedere îi asigur pe cei care au proiecte alături de mine că n-am să-i dezamăgesc. Am avut și momente mai grele în viața mea. Ușor încerc să trec peste ele și mergem înainte alături de oamenii din această parte de țară. Și noi mai știm că dumneavoastră, în general, nu faceți promisiuni dacă nu aveți așa un feeling că veți duce până la capăt. Da, sunt multe de vorbit. Poate că întâmplarea de anul trecut, când eu am plătit politic pentru mulți colegi de-ai mei din acest partid, mi-au creat și mie o stare așa mai de nemulțumire. Astăzi la Fălticene făceam o analiză pentru că acolo, într-adevăr, am avut un scor mai mic. Și încercam să înțeleg, pentru că zona Fălticenului a fost ajutată de mine și de primarul Tofan, mai ales orașul Fălticeni. Acum, pe stradă, mă opreau oamenii și recunoșteau lucrul ăsta. Dom'le, ați făcut, a fost nemeritat ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că s-au făcut investiții mari, drumuri, Muzeul Irimescu, Piața Orășenească, le-am alocat fonduri pentru rețeaua de apă și canalizare. Tot de mine sunt alocați peste 20 de milioane de euro care îi vor folosi în perioada imediat următoare. Asta a fost. Am plătit politic. Și în politică trebuie să te înveți, să te obișnuiești. Poate că și eu trebuia să fiu puțin mai pregătit cu chestiunea asta. Partidul din care faci parte are și urcușuri, are și coborâșuri. Alături de ei trebuie să fii și la bine și la rău. Am fost și rămân alături de colegii mei. Aș vrea să vă spun totuși un lucru legat de PDL. Să știți că sunt din ce în ce mai optimist. Am trecut prin momente grele, azi am avut o întâlnire excelentă cu primarii mei, sunt alături de noi, sunt optimiști, regretă perioada noastră și o regretă în numele cetățenilor. Ne-am reorganizat, facem alegeri de jos în sus, sunt și câteva noutăți care vi le spun în premieră în această seară, deci am făcut și câteva completări la biroul politic județean. Era un post de prim vicepreședinte liber la județ prin plecarea domnului Pardău când a plecat din PDL și a venit pe acest post deputatul Ioan Bălan. Iar în locul deputatului Ioan Bălan, care era secretar general la județ, l-am adus pe Viorel Seredenciuc, fostul viceprimar al Sucevei, un om extraordinar, un om de echipă. De asemenea, la Comisia de Muncă și Protecție Socială, doamna Nadia Crețuleac de la Gura Humorului a fost directoare la Casa de Copii pe probleme de muncă, pe probleme pensionarilor. Un tânăr om de afaceri la Fălticeni, Moroșan, care a intrat în biroul politic și pregătim zilele viitoare și alte surprize. Încercăm să și împrospătăm echipa la municipiu Suceava. E o echipă nouă cu domnul deputat Bălan, cu foarte mulți oameni tineri acolo, dinamici, care vor să facă treabă. Mă bucur că primarii sunt și alături de noi și începem să mergem în teritoriu, așa cum știm noi să o facem mai bine. Să înțelegem că va fi o vară foarte activă în sânul PDL. Da, pentru că ce-am propus noi, să ne facem alegerile, să ne reorganizăm pe secții de votare până în toamnă. În toamnă anunțăm guvernul din umbră, primul ministru cu care vom candida noi și miniștri, 12-14 miniștri, alternativă la USL, ca populația să știe. Ăștia sunt useliștii, dacă se schimbă
guvernarea și vine PDL-ul, vine cu această formulă. Și probabil că 1 ianuarie 2013 trebuie să ne prindă și cu anunțarea candidatului la președinție pentru anul viitor. Deci sunt lucruri de care ne ocupăm. Eu, ca secretar general al partidului, am foarte multă treabă din acest punct de vedere. Organizăm comisiile de specialitate în țară. Săptămâna viitoare, sâmbătă, avem un Consiliu Național de Coordonare unde anunțăm toate aceste strategii. Am uitat să vă spun, avem un președinte nou la Organizația de Pensionari a Partidului Democrat Liberal, domnul Miron. Domnul Miron e un om care a fost mulți ani șef la RomControl, un om deosebit și care a venit cu o echipă formidabilă de pensionari pe care îi prețuiesc foarte mult. Și apoi vor mai fi și europarlamentarele. Da, iar la europarlamentarele noi trebuie să fim foarte bine pregătiți cu toată structura asta, pentru că interesant ce va fi oferta noastră, că suntem în Partidul Popular European. Acolo PSD și PNL se vor lupta, că merg pe coridoare diferite. Și probabil după încă o iarnă cu gazul metan scumpit, cu curentul scumpit, vor trebui să dea mult mai multe explicații populației. Îmi aduc aminte și acum vin oamenii și îmi spun, când le dădeau ceai fiert la 10 oameni să țipe în fața Consiliului Județean în ianuarie anul trecut. Ei, acei oameni, o parte din ei, vin și ne caută. Domnul Flutur, păi ne rugau să stăm acolo un ceai, nu știu ce, dar acum e mai rău ca atunci. Dacă vreți, vă dau și nume. Oameni care erau chemați atunci să facă zgomot și să țipe în fața Palatului Administrativ. Ce se întâmplă? N-avem de gând acest lucru să-l facem. Dar, natural, se vor întâmpla aceste lucruri. Deci USL-ul nu scapă de furia și supărarea populației, pentru că ați văzut, în domeniul mineritului, la Târgu Jiu, Victor Ponta trimite acasă în șomaj nelimitat pe cei de la Turceni Rovinari. Sigur că acum discută cu chinezii despre modernizare, dar n-au cui vinde curentul electric. Știți de ce? Pentru că s-a închis Oțelul Roșu, Câmpia Turzii, Arpechimu, Olchimu, Galațu e pe punctul de a se închide. Și dacă n-ai consumatori la care să vinzi curentul electric, și termocentralele merg în gol și atunci este o problemă uriașă. De aceea eu nu invidiez pe ce au de făcut în perioada următoare. Bătălia va fi foarte grea. Așteptările sunt una a populației ce au promis ei și alta este realitatea din teren. Am văzut că Victor Ponta uneori are momente când realizează, dar îi trece repede, din păcate, lui Victor Ponta această seninătate de a vedea că nu e de glumă. Era ușor în opoziție să critici, e mult mai greu când ești la butoane și trebuie să îi mulțumești pe toți. De asta nu vedeți că ei au aproape 100.000 de locuri de muncă au dispărut în ultima perioadă. Și se acum anunță se discută, un alt val. Da, și acum se discută de restructurări în domeniul bugetar. Gândiți-vă regionalizarea ce înseamnă, pentru că mulți oameni vor fi pe punctul, Doamne ferește, de a-și pierde locul de muncă. Ce soluție alternativă creăm noi? Care este soluția alternativă? Aici aș vrea să văd strategie din partea noastră, că așa sigur că au mai fost prin Azerbaijan și prin alte părți, dar deocamdată n-am văzut nimic urme de investitori. Da, revenind la sindicate, mi-am adus aminte că și sindicatele din poliție avertizau oarecum că ministerul are de onorat câteva lucruri către ei și dacă nu le vor onora, vor începe protestele. E vorba de siguranța noastră a tuturor. Ar trebui și statul să aibă grijă de cei din poliție pentru a ne asigura nouă și lor. Eu, ca om de dreapta, spun așa. Întotdeauna trebuie să ne gândim și pentru liniștea pensionarilor, a părinților noștri și a bugetarilor. Dacă economia reală funcționează, atunci putem fi liniștiți. Dar dacă tu ai tăiat investițiile cu 20%, s-au redus în România investițiile. Ba la șoseaua de centură, ba la drumul Suceava-Botoșa, s-au tăiat investițiile. Păi dacă nu se învârte roata, din ce să-i plătești pe ceilalți? Pentru că aici era sursa de venit ca să putem să plătim și bugetarii. Altfel ce facem? Împrumuturi de la Fondul Monetar să ținem un aparat de stat și economia reală să nu meargă? Deci cel mai lovit în momentul de față este mediul de afaceri. Și soluția ca bugetarii
să fie cât de cât mulțumiți este ca mediul de afaceri să funcționeze corect. Din punctul ăsta de vedere, revizuind și noi greșelile care le-am făcut față de mediul de afaceri, trebuie întâi să luăm în brațe pe cei din mediul de afaceri. Ai înființat 10 locuri de muncă? Hai să văd ce avantaje îți dau eu ție, că ai creat 10 locuri de muncă. Și după aia există colectare la buget. Am vorbit cu primarii mei astăzi și le-am spus, dragi colegi, ați fugit când eram președinte să faceți apă, canal, drumuri în comună. Va veni ziua când veți lua tineri de mânuță să-și facă proiecte, ferme, unități de procesare, pentru că ei vor plăti impozite la bugetele locale să aveți cu ce vă plăti iluminatul public. Despre asta trebuie vorbit și ajung înapoi la bugetari. Dacă nu colectează ANAF-ul, că n-are de la cine colecta, mediul de afaceri gâfâie, dumneavoastră nu vedeți, stați de vorbă cum i-au mințit, am stat de vorbă cu niște oameni de afaceri astăzi, cum i-au mințit cu acele datorii arierate care trebuiau plătite. I-au chemat și au zis îți dau parte din datorii dacă semnezi o eșalonare pe 12 luni cu mine. Statul. Păi statul, în loc să închidă aceste datorii către ei, ca să-i poată face solvabil să poată să muncească în continuare, îi sugrumă și mai tare. Deci noi avem o problemă uriașă cu mediul de afaceri și aici va trebui să devenim avocații mediului de afaceri ca partid de dreapta. Și sigur, de ce nu cu bugetarii, dar dacă mediul de afaceri merge și colectează bani domnul Ropotă la bugetul județului Suceava, au de unde și bugetarii, dacă nu, de unde? Va fi mai dificil, am înțeles că și la ANAF se vor scinda direcțiile, garda financiară. Nu, din câte văd eu, numai că avem aici o problemă pe fond, din câte văd, pregătesc structurile regionale. Am înțeles că au comasat vama, da, au comasat vama cu cei de la ANAF și fac niște structuri regionale, 8 structuri regionale. Nu vreau să comentez acest lucru, cât este de bine, cât este de rău. Eu vreau însă să comentez cât e de bine pentru mediul de afaceri. Pentru că noi nu dorim să sufocăm cu controlori mediul de afaceri, ci să încurajăm mediul de afaceri să prospere, să meargă înainte. Pentru că dacă vom avea mai mulți controlori și mai puțini oameni care muncesc, va fi o problemă grea. Va fi o problemă. Domnul Ionel din Dolhasca, va ajunge proiectul pentru canalizare la Dolhasca până va ajunge domnul Flutur la următorul mandat? Aici trebuie să-i întrebe pe cei care astăzi sunt la putere. Cu doamna primar de acolo am avut multe discuții. Noi am făcut câte ceva pentru zona aceea legat de modernizări de drumuri, dar într-adevăr, Dolhasca este oraș doar cu numele. Și ca să putem să beneficiem de programe, deci unul din lucrurile care l-am cerut noi este legat de, și după aia o să vă spun ceva despre o inițiativă de a noastră, este legat de soarta orașelor mici. Din 2014 am cerut un program special pentru orașele mici, care acum nu sunt considerate nici comune, ca să beneficieze de bani din agricultură. Corect. Și nici orașe ca să beneficieze de proiecte cum a beneficiat domnul Lungu. Că mi-aduc aminte aici la domnul Lungu câte proiecte frumoase am făcut. Cetatea, spitalul, parcarea, drumurile. Eu l-am sunat și am spus, domnule primar, vedeți că sunteți 3 sau 4 orașe din țară prinse într-un program cu Elveția, despre care văd acum că vorbește. Eu i-am dat drumul atunci cu premierul Boc și îi mulțumesc premierului Boc aceste proiecte. Aș vrea să aud și alte proiecte că vin în această zonă. Fac o paranteză să vă spun că astăzi consilierii PDL județeni au inițiat un proiect de hotărâre care va fi pentru următoarea ședință ca plenul Consiliului Județean Suceava să susțină la regionalizare Suceava capitală de regiune. Adică 2 regiuni pe zona nord-est și nu una singură. Și vreau să cred că și cei din USL vor vota o astfel de inițiativă, un punct de vedere. Și ce dacă îi supărați pe șefii de la București? Îi mulțumiți pe sucevenii noștri. Corect. Un domn care, cred eu, este turist în vizită în Suceava, domnul Paul Simion din Bistrița, zice așa, țineți-o tot așa, domnule Flutur, pentru că veți ajunge departe, de fapt, acolo unde trebuie. Da. Domnul Ciprian, ce părere are domnul Flutur cu ceea ce se întâmplă cu stația de epurare din Suceava? Din ce am citit doar din presă, mărturisesc că nu am avut timp să mă interesez. Am înțeles că
e o chestiune care trebuie remediată de constructor, e perioada de garanție. Sigur că nu pot să fiu sub nicio formă de acord cu așa ceva, dar trebuie imediat să intre acel sistem de garanție, executată garanția celui care a făcut și n-a respectat anumite tehnologii. Se așteaptă deblocarea din Spania. Andrei Zanfir, cum explică domnul Flutur că în timpul mandatului un kilometru de stradă a costat 8 miliarde de lei? Nu știu la ce stradă se referă, pentru că noi am mai avut dezbateri de genul acesta. Dacă mi-aduc aminte, pe standardele de cost, de exemplu, erau drumuri care costau și 300 de mii de euro, 300 kilometru, da. Și 300 și 400, și drumurile în munte, în serpentină, la Panaj Bilbor, pe proiect, făcut de specialiști, nu de mine, ajungea până la 1 milion de euro kilometru. Cel în stâncă, unde trebuia escavat, pușcat și așa mai departe. Deci sunt niște standarde de cost. Eu cred că s-au respectat toate acestea și l-asigur pe domnul care că am avut suficiente verificări și audituri ca să vadă dacă s-au încărcat anumite lucruri sau nu. În mod categoric nu, și ce mă bucură mai mult, că au fost drumuri de calitate. Iar unde n-au fost de calitate, am pus constructorii și le-au refăcut. Dar au fost drumuri de calitate. Nu rețin unde a fost domnul Șova astăzi, în schimb a avut parte de o primire nu tocmai plăcută. A fost la Cluj și am înțeles că cineva de care împotriva proiectului Roșia Montană a aruncat cu o roșie montană, probabil. Da. Nu știu despre ce e vorba, dar am citit declarat puțin pe agenții. Declarat domnul Șova la un moment dat că nu sunt fonduri pentru cârpeli, că în această situație ar fi costurile mult mai mari decât la asfaltare. Acum nu mai înțeleg. Ori asfaltarea e mai scumpă, ori cârpeala. Eu mă, întrebarea domnului care vorbea de 8 miliarde pe kilometru. Dacă împărțim la 4, înseamnă 200 de mii de euro. În standarde de cost, din ce știu eu, că sunt standarde de cost. Și ați văzut, din păcate, proiectul autostrăzii Transilvania, care a fost de guvernul Năstase declanșat, a ajuns cât să ne coste? Să ne coste 20 de milioane de euro sau așa ceva. Da. Asta ne sperie pe noi. Asta ne sperie, 20 de milioane de euro kilometru. Ori, dacă ne întoarcem la drumuri județene, ce am făcut noi, și am făcut foarte mulți kilometri și de bună calitate, cu tarife care se încadrează categoric în standardele de cost. Pentru zona de munte, ce nu pentru zona aveți? De munte, sigur că o să merg să mă văd și cu cei de acolo. Am o îngrijorare din ce am văzut, că umblă așa o vorbă că unii crescători de animale trebuie să dea bani înapoi pe subvenții, mai ales la agenția de plăți. Pe de altă parte, o lipsă de perspectivă pentru perioada următoare. Și ce vreau să spun cu asta? Turism. Poate că sunt subiectiv. Atât suflet am pus și o spun cu toată sinceritatea, pentru promovarea Bucovinei și a zonei acestea minunate. Dar dacă nu se închide cercul, n-are cum să funcționeze. Lipsește pârtia deschide la Câmpul Lung Moldovenesc. Zonă moartă din cauza asta. Dacă nu se continuă drumul de la Rarău spre Chiril, zonă moartă. Dacă nu se continuă drumul de la Mănăstirea Humorului spre Sucevița, circuitul nu poate deveni atractiv pentru turiști. Și multe alte zone care ar trebui... Gândiți-vă la proiectul care leagă drumul talienilor de la Mălin spre Suha Sabasa, a început de mine, spre Coada Lacului. Sunt câteva din marile proiecte despre care am vorbit și pe care le-am declanșat. Ce să zic de zona de munte? Zona de munte poate trăi bine din zootehnie și turism. Pe partea de zootehnie, și pregătim acum niște programe pentru vaca de carne, vaca de lapte, oaia de carne, oaia de lapte, și aici trebuie să fie eligibile pe banii europeni. Am avut discuții cu comisarul pe agricultură, Cioloș, să găsim soluții. Pe de altă parte, cei de la câmpie să simt discriminați și au dreptate, că nu-i corect la Moara să iei o subvenție și la Slatina altă subvenție. Condițiile sunt la fel. Cred că trebuie extins tot județul Suceava ca zonă cu caracteristici de deal și munte și să fie subvențiile egale, adică puțin mai mari decât în Bărăgan.
Despre zona de munte, ce pot spune și mai spun că sunt îngrijorat că au dus gazul metan la munte și acum se scumpește și întrebarea mea este cine îl cumpără? Și vor avea 25 de ani de plătit cei din Vama, cei din Pojorâta, vor avea de plătit împrumutul făcut de primăriile lor în 2003-2004, proiectul marca PSD. Astea sunt marile probleme ale județului Suceava. Eu când am văzut legea insolvenței pentru primării, am zis, Doamne, guvernul ăsta a băgat în insolvență hidroelectrica, Olchimu, deci un guvern al insolvenții. De acum le dă și primăriilor legea insolvenței, deci bagă și primăriile în insolvență. Păi 61 de primării pe proiectul utilități și mediu, care sunt datoare pentru următorii 25 de ani și unii dintre ei nici măcar n-au conducte de gaz metan prin satul lor și nici n-o să aibă, că banii s-au cheltuit. Știu foarte bine aceste lucruri. Și am văzut că și domnul actual președinte al Consiliului Județean recunoaște că una din marile probleme a județului este programul utilități și mediu. Cu gazele de șist? Da. E o problemă, uitați-vă, eu nu vreau să fiu ipocrit. PDL-ul a susținut exploatarea resurselor pământului românesc rațional, conform legii și cu acord de mediu. De la început. Noi am fost de acord. PSD-ul, amintiți-vă că l-a amenințat pe Răzvan Ungureanu că dacă merge la Bârlad, pățește ca Aldo Moro. Dacă... Ei, PSD-ul e cel care a dat autorizație la gazele de șist de acum de la Bârlad. Noi avem la Climăuța aici o rezervă. Și eu sunt curios care este poziția USL-ului aici la Suceava, a Consiliului Județean. Locații. Pentru că va trebui să ne gândim foarte bine și vă spun de pe acum, ca om care cunosc cât de cât problemele de mediu, să vedem impactul asupra pânzei de apă freatică. Dacă nu se umblă la nivelul apei freatice și nu dereglăm ceva în ce privește regimul hidrologic, atunci e în regulă. Dacă nu, avem o problemă. Personal, sunt de acord să redeschidem și mineritul și va trebui în minele noastre de cupru să vedem ce soluții mai găsim și să valorificăm resursele la noi acasă. Oricât de mult mi-aș dori să continuăm discuția, pentru că sunt multe subiecte. Și nu pot să fiu atât, numai de asta, bat atât de, de nepoliticos să vă răpesc din ziua dumneavoastră și închei să vă spun la mulți ani încă o dată pentru ziua dumneavoastră. Dar trebuie să vă smulg și eu o promisiune. Vă rog. Că veți reveni cât de curând în acest platou, da, să continuăm discuția. Cu mare plăcere, pentru că discut cu sucevenii și nu vreau să fiu ticălos că am ales această metodă mai ușoară de a comunica cu sucevenii, pentru că metoda cealaltă este întâlnirea la ei acasă, pe stradă, în cămine culturale. Și asta o voi face. Pentru ei, periodic, vreau să dau câte un semn de viață și vă mulțumesc că mă oferiți această ocazie. Mulțumim și noi tare mult. Stimați telespectatori, vă doresc un weekend așa cum îl doriți și dumneavoastră, mie și domnului Flutur și întregii echipe Bucovina TV. Să ne reauzim cu bine și rămâneți pe frecvența Bucovina TV. Argumente, argumente, explicații, declarații, ale politiciei pe înțelesul tuturor, evenimente locale și naționale.